suntem mai mulți decât credea sistemul, suntem mai mulți decât ei, avem sufletul curat și mergem înainte. Vă mulțumesc, oameni de aur, pentru susținerea pe care ne-ați acordat-o, vă mulțumesc pentru tot, lupta noastră continuă. Nu ne oprește nimeni, ne frică doar de bunul Dumnezeu. Doamne ajută! Așteptam să găsesc la acțiunea asta de comemorare oameni care au participat la revolta din Timișoara acum 31 de ani sau oameni care înțeleg semnificația acelei revolte împotriva totalitarismului. Și am găsit o acțiune politică a unui partid xenofob și populist care încearcă să fure, să folosească orice eveniment cultural, orice eveniment public, să-l folosească în interesul lor electoral. Nu degeaba zicea George Simion. Nu degeaba zicea Simion că campania electorală continuă chiar a doua zi după alegeri. Deci el e în continuă campania electorală de când era și cu ultrașii, când era și cu unioniștii de la Chișinău. El tot timpul era în campania electorală. Nu-l văd, dar după voce îi recunosc acum. Tot el vorbește. Înțeles că aud când se cheme aici în fața operei pe scepticii, cei care nu cred în COVID, se cheme duminică, se pare că, la protestul fără botniță, cum îi zic ei. Da, azi s-au gândit să folosească și evenimentul ăsta, prima zi de comemorare a revoltei de la Timișoara. Era anunțată depunere de flori, aprindere de candele, lumânări. El a venit cu megafonul și cu tricoloarele și cu ultrașii care scandează. Și jandarmii stau într-o parte și nu intervin. Iară se începe revoluția, vorbesc cu oamenii. Da, acum a deturnat securitatea revoluției aceea din 89, e foarte posibil că și acum dorința oamenilor de schimbare spre bine să fie deturnată tot de mafii. Poate că de aceeași mafie, cu alt nume. Mă duc să văd unde-s oamenii care nu-și răcnesc patriotismul. Oamenii mai pioși. Poate acolo, la biserică, dar și ăștia se declară religioși. Că dacă nu ești religios ca ei, poți să iei un pumn în bot sau o piatră în cap. A câta oară le mulțumește mult. Parcă s-aude de partea cealaltă ceva.
M-am nimerit de câteva zile la Timișoara și mă așteptam să văd, să găsesc lume mai cumpătată, mai așezată decât în cele două capitale românești, Chișinău și București. Dar văd că nu prea ai loc de țipălăi. Iată unul cântă modest acolo. Nu știu dacă e un manifest politic, cultural sau pur și simplu un gest de colectare fonduri, un gest disperat al unui artist care nu prea are din ce trăi. Nu prea are public. Publicul i-a tras mai degrabă de țipălăul cu megafon, care le promite aur. Dar Remus Cernea bine a observat că aurul lor e de la aur. Pisică trece strada și e neagră, vai de noi. Chiar și capul se oprește și privindu-l se gândește cum să o șteargă înapoi. Ca un om fără de minte, numai eu merg înainte, tot timpul strigă, ești nebun. Dar de ce îmi viste, dragă, și vezi pisica neagră, asta nu pot să răspund. Ora 6. Da, oamenii vorbesc despre revoluție, dar nu îndrăznesc să-i deranjez, nu văd aici adunare de oameni. Probabil a măturat totul mitingul cel neanunțat și cam ilegal al lui George Simion. Cam atât. De grămada aceea de ultrași fanatici nu mă apropii, că-s prea mulți, prea înghesuiți și prea înrăiți. Altă lume care se pomenească revoluția de la Timișoara nu văd. Chiar dacă evenimentele păreau anunțate chiar de autorități, de primărie. Nici amariciu, pisica neagră. Mulțumesc, prințeso, sărbători frumoase, prințeso, și ție și la mami. La, 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 la,